Bine ați revenit pe canalul Călător prin România! După ce am vizitat cheile Moara Dracului și Muzeul Arta Lemnului, ambele de pe raza localității Câmpul Moldovenesc, ne-am hotărât să vizităm lacul Iezerul Sadovei, aflat la 16 km distanță. Din cauza faptului că în România sunt mai multe lacuri cu denumirea de Iezer, vă recomand ca în Google Maps să folosiți termenii de căutare Iezerul Sadovei Lake. Am hotărât să vă dăm și vouă imagini din mașină cu ultimii 3,5 km de drum forestier. Iezerul este un lac montan situat la 937 metri altitudine în masivul Opcina Feredeului și aparține comunei Sadova, județul Suceava. Lacul este alimentat de două pâraie, Iezer și Opcina Feredeului, și are o suprafață de circa 1,5 hectare și o adâncime maximă de 12 metri. Lacul Iezerul Sadovei este un lac de baraj natural care s-a format în urma procesului de alunecare a versantului pe cursul unui râu. Lacul, care este înghețat circa 4 luni pe an, este menționat pentru prima dată în anul 1594 și ascunde o legendă. Izvorul acestei legende este necunoscut deoarece există din străbuni, iar vremea a trecut peste ea cât și peste misteriosul lac. Se spune că pe fundul lacului stă ascunsă o comoară atât de valoroasă încât ar fi nevoie de 5 generații pentru ca familia celui care o găsește să o cheltuiască în întregime. De misterul din lac sunt responsabili tătarii, care au ascuns acolo nenumărate bijuterii, lingouri de aur și mii de bani de argint. Comoara care se lășluiește în adâncul lacului este păzită cu dârzenie de vipere și păstrăvi gigantici care cutreieră apa. Acești paznici neobișnuiți pot lua forme umanoide și veni pe uscat pentru a-i păcăli pe trecători și a-i transforma la rândul lor în oclotitori ai comorii. Dacă reziști în fața chemărilor în adâncuri, aceștia se sperie, deoarece ești mai puternic decât ei
și vor fi dispuși să-ți îndeplinească 7 dorințe. Dacă vei fi necugetat și îți vei dori comoara din lac, dorința ta va rămâne neîmplinită și vei fi osândit la sărăcie. Existența comorii este susținută de un fenomen neobișnuit. O flacără gălbuie, care în fapt nu arde și nu dogorește, poate fi văzută în lac, dar doar în jurul zilor importante, precum cea de Crăciun, Paște sau Sânziene. Și iată ne ajunși la lacul Iezăr, unde ne întâmpină liniștea și aerul tare, care ne fac să credem că am ajuns într-un loc de poveste. Priveliștea evită are un efect de medicament asupra sufletului și trupului. Locul este perfect pentru relaxare și reîncărcarea bateriilor. Dar adevărata bucurie a acestei zone este mersul prin pădure, pe potecile înguste, mărginite de brazi și molizi. Acest lucru l-am făcut și noi și vă las să urmăriți acest traseu pe ritmuri muzicale.
There's a pace here that I'm still not quite familiar with. There's a noise coming from the fridge and a mess that isn't mine. There's a broken chair that I've been sitting on lately. Feels high, feels so low sometimes. There's a beautiful porch with parts dropping from the ceiling. There's a man enjoying his loneliness as I am sipping. And my body's still in my open eyes are looking. I like it here, but sometimes I just feel like up and leaving. Can't wait to get home. Can't wait to get home. There are footsteps that are loud, they step on my sleeping. Feel flooded and I'm trying to breathe in. But as we drive, it all just slides. Nothing quite relieves my mind, like knowing I am getting closer. Don't moan, but this all just hits me like a rock. Can't wait to get home. Can't wait.
message here on the telephone, 'cause we've no idea when we're coming home. Any place we wander to, any season we go through, I'll be fine as long as I'm with you. Heaven knows, heaven knows. Running round the world with you, when you smile, I smile too. How I ever made it without you, heaven knows, heaven knows. Pentru cei care doresc să se relaxeze aici câteva ore, există mai multe grătare, o cabană și o zonă acoperită unde vizitatorii pot lua masa. Lacul este bine cunoscut printre pescari. Carasul și păstrăvul sunt două specii de pește ce pot fi pescuite aici.
Pe suprafața lacului, câteva rațe sălbatice se plimbau în liniște. Și cu aceste imagini, vizita noastră la acest lac a luat sfârșit. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă spun la revedere!